Hei, salutare dragilor! Bine ați venit pe canalul Ana și Daniel Dănescu. Hai să facem un tutorial cu acest mileuț. Foarte frumos, mie îmi place cum a ieșit. Este un mileuț cu modelul puf. Și hai să începem să-l facem. Am adus aici și o croșetă de 3, da? Am adus și niște resturi. Asta este un alizee extra life. Ăsta alb este alizee șal. Am păstrat eticheta de la el ca să vă arăt. Așa, am adus farfeca pentru că o să avem nevoie atunci când schimbăm culorile. Un roșu. Și hai să începem. Eu aici am început cu galben, dar ca să respectăm culorile, aș zice să încep cu roșu. Aici am mijloc. Bun, hai să facem un cerc magic. Da? Așa, și lăsăm un pic mai lunguț. Prindem. Băgăm croșeta pe aici și tragem, uite așa. Am făcut cercul magic. Așa, pentru că v-a plăcut pe grup acest model, m-am gândit să vă fac un tutorial ca să vă arăt cum se face mileuțul. Bun. Și vreau să spun că tutorialele sunt făcute ca să învățăm să facem și noi după ele, nu ca să le copiem, cum mi s-a zis că am copiat. Bun. Și acum în interior aici o să facem 6 piciorușe cu puf, da? 6 piciorușe puf. Bun. Deci începem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, deci ideea e cu tutorialele că avem să învățăm și să facem și noi la fel. Cum sunt prezentate, nu că am copia ideea cuiva, da? Deci pur și simplu ai învățat și ai făcut. Acum trei ochiuri de lanț. 1, 2, 3, da? Și mai facem un puf aici, pentru că ne trebuie 6 piciorușe puf. Ăsta este al doilea. Patru, cinci, șase. Bun. Eu dacă o să văd modelul ăsta făcut de voi pe alte canale, asta înseamnă că l-ați copiat, l-ați învățat și l-ați făcut. 1, 2, 3. Sunt două termene cu totul diferite, a copia și a învăța. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bun, închidem puful nostru aici. Bun, am făcut 3, da? Bun, 3 ochiuri de lanț. Și mai facem încă 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Luăm cam de 6 ori pentru fiecare puf. Hai să mai strângem un pic așa. Așa. 4. 1, 2, 3. Și mai facem 4, 5, 6. Încă 2. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Așa, 3 ochiuri de lanț. Deci am făcut 5 și mai facem încă 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Și închidem acest puf. Bun, un ochi de lanț. Strângem și cerculețul magic. Uh-oh. Se pare că nu mi-a mers. Stai un pic că trebuie să o iau de la început. Cred că am strâns acolo ceva. Fac din nou, nu-i nicio problemă. Bun. Deci facem din nou. Lăsăm un pic mai lărguț aici, că dacă strângem cum am strâns eu, nu... Ups. Așa. Pardon. Gata. Trebuie să lăsăm cercul magic mai lărguț un pic. Chiar aici încă din primul ochi de lanț trebuie lăsat mai larg. Că altfel nu merge. Nu se strânge, după cum ați văzut. A dat o mică eroare. 1. Adică nu... Ok, cred că am băgat bine. 2. 3. 4. De așa că nu am luat bine. 4, 5, 6, da? Deci cam de 6 ori pentru fiecare picioruș. 3 ochiuri de lanț. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mai învățăm și un pic de engleză cu ocazia asta. Ok. 1, 2, 3. Al treilea picioruș. Puf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 ochiuri de lanț. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, trei ochiuri de lanț. Ăsta este al patrulea și mai avem două. Unu, doi, 3, 4, 5, 6 răsuceri din astea. Așa. Și mai avem 1, 1, 2, 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sper că acum să se strângă cercul magic. Bun, ia să vedem că am făcut destul de larg. Ia. Gata, acum merge. Da, deci asta e. Trebuie să lăsați un pic mai lărguț atunci când facem ochiul acela de lanț pentru început.
1, 2, 3. Și acum prindem aici cu un piciorușa aluneca, da? Și mai facem un ochi de lanț, eventual două ochiuri de lanț ca să tai ața roșie, da? Bun. Am adus și farfec aici aproape. O să revenim la culoarea roșie. Acum ascundem firele astea pe dedesubt pe aici, ia să vedem. Odată așa. Mai băgăm odată așa și îl tăiem. Bun. Dăm deoparte. Să-l ascundem și pe ăsta al doilea de aici. Ia să vedem noi. Bun. N-am ascuns și pe ăsta. Așa, am făcut un cerculeț din acesta micuț și acum o să luăm și noi culoarea albă. Asta de aici, că mai am un ghemuț de ăsta, apoi am adus niște alize lana gold. Dacă cumva se termină ghemuțul ăsta. Bun, hai să punem aici și facem cum am făcut aici, câte două piciorușe. Puf! Ia să vedem noi. În primul rând facem un ochi de lanț, așa. Și prindem aici, oriunde puteți pune, facem un picioruș scurt, da? Tăiem ațișoara asta de aici, că o să mă încurce. Bun. Facem un ochi de lanț și facem cele două pufuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Îl închidem aici puful ăsta. 1, 2, 3 ochiuri de lanț și mai facem încă un puf aici, lângă el. 2, 3, 4, 5, 6, da? Îl închidem și pe acesta. 3 ochiuri de lanț. 2, 3, da? Și așa facem în fiecare spațiu din acesta. Câte două picioruri, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Mie îmi place la firul ăsta că are firul ăsta sclipicios în el. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uite, așa facem tot rândul. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Închidem 3 ochiuri de lanț, 2, 3. Iarăși cele două piciorușe puf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Închidem 3 ochiuri de lanț, iar piciorușe puf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Închidem puful nostru. Uite. Bun, 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Iarăși grupul nostru de câte două piciorușe puf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dragilor, sper să trei ochiuri de lanț. Sper să vă placă mileuțul acesta, să-l faceți și voi. Chiar nu mă supă dacă văd că lucrați cu mine. Chiar îmi face o mare plăcere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu nu o să spun că ați copiat după mine. Chiar îmi face o mare bucurie dacă lucrați cu mine acest mileuț. 3 ochiuri de lanț. Și ultimul grup de două piciorușe. Puf, 2, 3, 4, 5, 6. Închidem puful acesta, 3 ochiuri de lanț și mai facem un picioruș puf, 2, 3, 4, 5, 6, 3 ochiuri de lanț. Bun, și am ajuns aici, facem un picioruș alunecat, 2 ochiuri de lanț. Și acum o să schimbăm culoarea, o să luăm și galben, o să revenim la alb, uite cât de frumos a ieșit. Bun, hai să ascundem firul acesta alb odată. De două ori. Da? Deci, acum suntem aici, la al doilea rând, da? Am făcut câte două piciorușe puf în fiecare spațiu. Acum vom face la fel, câte două piciorușe puf cu culoarea galbenă. Ia să luăm noi galbenul. Asta de aici. Ghemuțul ăsta micuț. Așa, și la fel facem un prim ochi de lanț, da? Așa. Bun. Prindem aici. Facem un picioruș scurt și o să tai acest surplus că ne deranjează. Nu și degetul, bineînțeles. Un ochi de lanț și un prim picioruș, puf, 2, 3, 4, 5, 6, închidem, 3 ochiuri de lanț, iarăși un picioruș, puf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, închidem, ups, sorry, așa, nu s-a întâmplat nimica, 3 ochiuri de lanț, grupul de 2 piciorușe puf, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Bun, 3 ochiuri de lanț. Iarăși un picioruș puf. 2, 3, 4, 5, 6, 3 ochiuri de lanț, grupul de piciorușe, puf, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Așa facem tot rândul. Grupuri de piciorușe, puf. Bun, ia să vedem. 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bun, 3 ochiuri de lanț. 3. Iarăși următorul grup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 ochiuri de lanț, îi facem și perechea de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bun, 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 ochiuri de lanț. Și facem perechea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mac, Mac, învățăm și engleză. Da, tocmai a cântat tanti aia. 3, iauzi, iauzi. 3 ochiuri de lanț. Anunță că s-a încărcat telefonul. Grupul de piciorușe, puf. 1, 2, 3, 4, Uite, și grupul de piciorușe de la 5, Motanel. 6, nu se vede. Bă, că mergi piciorul. 1, 2, 3. Perechea de picioruș puf, 2, 3, 4, 5, 6. Acesta, nu știu dacă am zis, este un alize extra life, da? Și ăsta roșu la fel. Alize extra life. Bun. 3 ochiuri de lanț și iarăși grupul de piciorușe puf. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, închidem puful acesta și mai am 1, 2, 3, 4, încă de 5 ori de făcut. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, grupul de câte două piciorușe, puf, 2, 3, 4, 5, 6, bun, 3 ochiuri de lanț, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 ochiuri de lanț,
6, închidem puful, 3 ochiuri de lanț, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Trecem prin toate, închidem puful, 3 ochiuri de lanț, mai facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, închidem 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, încă de 2 ori, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Închidem puful, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, facem și lui pereche aici, 2, 3, 4, 5, 6, ca să nu se simtă singură. 1, 2, 3 ochiuri de lanț și încă o ultimă pereche, 2, 3, 4, 5, 6, bun, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bun, am închis puful și 3 ochiuri de lanț și un picioruș alunecat. Acum pentru încheierea culorii facem 2 ochiuri de lanț și schimbăm iarăși culoarea, da? Bun. Uite ce am făcut până aici. Bun, și suntem, deci 1, 2, 3, al treilea rând, suntem aici la rândul cu roșu, al patrulea, și repetăm de 3 ori, da? După cum se vede, totul se repetă de 3 ori și se termină cu un rând roșu, pe care o să vi-l arăt eu acum. Și cum facem? În primul rând, ascundem culoarea galbenă și să vă arăt cum facem la culoarea roșie, pentru că este un pic diferit față de ce am făcut până acum. Așa, bun. Să băgăm roșu, o să-l bag undeva aici, între ele, deci culoarea roșie, totalizez extra la aici, este firul, bun, și facem un prim ochi de lanț, da, și aici undeva între ele, prindem și facem un picioruș scurt și să tăiem aici surplusul ăsta, bun. Așa. Un ochi de lanț și acum să facem un picioruș puf, 2, 3, 4, 5, 6, da? Am luat de 6 ori din fir, trec prin toate, da? Am trecut prin toate, fac un ochi de lanț
Și acum mai fac încă un puf aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bun. Nu încheiem puful, pentru că mai facem unul aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Deci avem două pufuri pe croșetă și trecem prin toate. Eu o să fac o dată așa, primul, și acum o dată așa, și am făcut așa un grup. Și așa facem rândul acesta, 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, da? Am luat un jeteu. Aici facem pauză în primul spațiu, în al doilea facem la fel. 2, 3, 4, 5, 6. Da, închidem puful. Am făcut un ochi de lanț. Și acum facem al doilea puf în capătul lui, 2, de 3, 4, 5, 6 și mai facem al treilea picioruș puf aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și închidem aici puful odată. De două ori, un ochi de lanț, da? Și trebuie să vă iasă așa un grup, mama, tata și copilul, da? 2, 3 ochiuri de lanț, primul spațiu nu lucrăm, în al doilea, la fel. Facem puf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Închidem primul puf, un ochi de lanț și al doilea puf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Trei, patru, cinci, șase. Închidem o dată și încă o dată. Trei ochiuri de lanț. Da? Și așa o să facem noi tot rândul. Mai fac ca să vă arăt bine. Primul spațiu. Nu lucrăm. În al doilea facem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Închidem primul puf, facem un ochi de lanț și facem și al doilea puf în capătul lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și al treilea puf aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Închidem o dată și a doua oară, da? 3 ochiuri de lanț
Și sesiunea aceasta ce am făcut noi până aici o să repetăm încă de 2 ori ca să facem mileuțul ăsta cu totul, tot ce am făcut. Bun, aici facem pauză, primul spațiu, în următorul. Facem grupul de 3 piciorușe puf. 3, 4, 5, 6, da? Închidem puful acesta, un ochi de lanț și iarăși un picioruș puf în capătul lui, 2, 3, 4, 5, 6, iarăși un puf aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, în același spațiu, da? Închidem o dată, închidem a doua oară, 3 ochiuri de lanț. Așa, deci aici, nu? Aici, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Închidem puful, un ochi de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, iarăși un puf aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, închidem o dată aici și o dată aici, da? 3 ochiuri de lanț. Bun, și așa facem tot rândul, apoi schimbăm culoarea și punem culoarea albă. Și am ajuns la ultimul. Mai facem 1, 2, 3 ochiuri de lanț și aici picioruș puf. Picioruș alunecat, scuze. 2 ochiuri de lanț. Da, și aici închidem culoarea roșie. Bun, ascundem pe dedesubt. O dată. De 2 ori. Da. Acum o să luăm culoarea albă. Bun, suntem aici. Am făcut 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acum suntem aici, la al 5-lea rând și mai avem 6, 7, 8, 9, 10. De fapt, astea se repetă, da? Asta se repetă cu primul, cu al 2-lea rând. Și așa se va repeta și aici. Bun, hai să facem atunci, să luăm albul acesta și să facem un prim ochi de lanț, da, ca și până acum și facem între două grupuri din acestea, prindem cu picioruș scurt, da. Tăiem aici surplusul ăsta care ne deranjează, un ochi de lanț și facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, închidem cu 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Bun, închidem 3 ochiuri de lanț
Și acum facem în următorul spațiu, aici, da? Nu aici, între ele, aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și așa vom face noi tot rândul, 3 ochiuri de lanț. Mai facem un picioruș dublu aici, picioruș și puf. Scuze, 3, 4, 5, 6. Da. Făcut așa, 3 ochiuri de lanț. Bun. În următorul spațiu, da, deci nu aici, aici, între grupuri, facem cele două piciorușe, puf, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 ochiuri de lanț și perechea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Și așa vom face noi tot rândul. Până ajungem aici, apoi schimbăm culoarea și o să urmeze culoarea galbenă. Și am ajuns la ultimul grup, se termină și ghemuțul ăla cel mic. Am făcut 3 ochiuri de lanț și mai fac un ultim grup de 2 piciorușe puf, 3, 4, 5, 6, 3 ochiuri de lanț, 2, e că aici s-a încurcat un pic. 3. Mai facem un picioruș puf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 ochiuri de lanț și prindem aici acum picioruș alunecat, 2 ochiuri de lanț. Și aici o să tai firul. Bun. Acum prindem aici pe dedesubt. O dată. De două ori. Bun, ia să vedem unde am ajuns. Așa arată ce am făcut noi până acum. Bun, deci suntem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Suntem aici. Și o să mai fac și rândul acesta cu galben. Apoi mai aveți voi de făcut cele 4 rânduri. Cu roșu, cum v-am arătat, și se repetă. Mai facem rândul acesta cu galben. Ha, bun. Deci, să băgăm culoarea galbenă între două grupuri din acestea cu 3, da? Adică o să bag undeva aici. Facem un prim picioruș ca ochi de lanț. Da? Bun. Și acum prindem aici cu picioruș scurt. Așa. Și tăiem bucățica aceasta.
Și acum vom face câte două piciorușe puf în fiecare spațiu, un ochi de lanț și, la fel ca și până acum, picioruș puf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Și mai facem și perechea lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Deci câte două piciorușe puf în fiecare spațiu, 3 ochiuri de lanț și așa facem tot rândul. În fiecare spațiu, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Închidem puful, 3 ochiuri de lanț și perechea, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, închidem puful, 1, grupul de piciorușe puf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, închidem, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, iarăși, picioruș puf, 2, 3, 4, 5, 6, unu, doi, trei ochiuri de lanț, iarăși grupul de piciorușe puf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 ochiuri de lanț, iarăși un picioruș puf în același spațiu, 2, 3, 4, 5, 6, 3 ochiuri de lanț, da? Și așa o să continuăm noi tot rândul, după care o să luăm culoarea roșie și o să facem, sau culoarea care o alegeți voi, după care o să facem rândul acesta cu grupul de câte 3 piciorușe puf, apoi iar culoarea alb. Rândul acesta, da? Între două grupuri din acestea facem picioruș puf, da? Apoi iarăși încă o dată un rând cu galben și ne terminăm cu un rând cu roșu, grupuri de câte 3 piciorușe puf. Eu mă opresc aici, sper că ca să vă placă acest mileuț și să-l faceți și voi, chiar și tutorial, nu mă deranjează. Și ne întâlnim data viitoare. Bye, bye!